Înapoi la știu, bătălia pentru adevăr se duce pe toate fronturile. Gruparea de hacker Squad 303 a trimis direct pe telefonul rușilor următorul mesaj. Kremlinul minte, puteți să aflați de pe internet ce se întâmplă. Haideți să-l dăm jos pe Putin. 6,3 milioane de ruși au primit acest mesaj, alături de poze, filmulețe și detalii despre războiul din Ucraina. Și hackerii de la Anonymous au anunțat război cibernetic cu Rusia și Belarus. E un proiect de comunicare non-violentă care are scopul de a ocoli represiunea Rusiei asupra surselor de știri independente, spun hackerii. Cererea de servicii VPN a crescut cu 1200% în Rusia după ce guvernul de la Moscova a decis să blocheze platformele de social media și anumite site-uri. Putin a semnat săptămâna trecută o lege care i-ar putea condamna la 15 ani de închisoare pe cei acuzați că răspândesc în opinia Kremlinului știri false cu privire la războiul din Ucraina. Instituțiile de presă independentă și-au suspendat de teamă activitatea. Din păcate vorbim aici despre o țară coruptă care este comunistă, o țară comunistă comunistă și vedem comunistă un care este și împărțită atât de drastic, dar nu există clasă de mijloc, există câțiva bogați și restul milioane peste sută de săraci, iar bogații nu vor ca uh, săracii să crească, să fie educați, să vadă educați, cum e să pe la vadă alții. Cum poate, e pe da? la alții da? Le convine foarte mult să rămână în sărăcie, săracul să rămână sărac, bogatul să se îmbogățească și mai tare. Uh, este bine că sunt bombardați da? datorită hackerilor cu știri reale despre ce face Putin în Ucraina. Dar în același timp, frica asta că, uite, ies în stradă și primești 15 ani de închisoare. Într-adevăr, Alexei Navalnui, e, Alexei în stradă, Navalnui a spus... Păi nu, protestează. Protestează ani. și protestează. Practic, ești împotriva lui Putin, ești împotriva sistemului, ești pada. Alexei Navalne a spus așa, ieșiți cât mai mulți în stradă, că ok, poate că intrați la închisoare, poate că o să fiți pedepsiți, dar nu pe o perioadă lungă, pentru că tot, toată nebunia asta o să apună la un moment dat. Asta mi se pare războiul vechiului contra noului. Da, rușii pierd acest război la zero, că tot ne place nou fotbalul. Războiul tehnologic, comunicațional, uite, caută lumea vpn că îi anunț tu că taie netul. Găsesc soluții. Deja au avut atâția ani acces la social media, la internet. Dacă n-au avut ocazia, spunei de rușii săraci, să călătorească ei în alte țări civilizate, măcar au văzut pe net, au văzut în filme. Că au avut Netflix până mai zilele trecute și atunci nu ai cum să le ascunzi oamenilor toate chestiile astea în 2022. În timpul ăsta, în timp ce tu anunți că tai Facebook, că tai netul, uite, soldatul ucrainean se conectează direct la Starling, la sateliții lui Elon Musk, bagă imediat pe TikTok de pe, de pe front și tu pe-ai tăi vrei să-i ții în, în umbră. Păi, da, nu ții. văd ce mai pune Putin, vrea... ce mai poate să pună pe, pe masă. da? Nici măcar fostul spațiu sovietic, vedem că nu mai are cu ce să-l cucerească, cu sărăcie. Că frica, ai vădure, frica, cu teroare, da? frica Alex. Și exact ce l-am întrebat mai devreme pe Bogdan. Eu mă întreb, ok, dispare Putin, dar cine vine din spate? Și pe lângă toate astea, rusul. Rusul rămâne rus. Rusul este mândru că este rus. E mândru de istorie, mândru de tradiție, mândru de uh, cultura lui. E, e, rusul rămâne rus. Adică nu-ți imagina că acum, o odată cu dispariția lui Putin, da, uh, gata, vedem rușii uh, ca spaniolii, sangre caliente, carinio. Uh -huh. Nu, niciun caz. Uită-te la noi, când ne-a luat, au trecut 33 de ani de la Revoluție. Ți se pare că suntem noi vreun model de democrație? Suntem noi ceva spectaculos? Nu! Ușurel, ușurel, cu stângul în dreptul, am ajuns unde suntem. Dar nici nu mai suntem ca cu 30 Doamne de ani, ajută de că nu mai suntem ca cu de Și apropo de cultura de Rusiei, spuneai, păi da, ea există, ea e mare, dar uite că și ea se dezice de Putin, până și artiștii lui preferați. Am văzut balerini, soprane, se dezic de Putin. Atât Au timp să oamenii războle. din jurul Putin, cei care sunt foarte apropiați de el, nu fac ceva să înăbușe această invazie a rușilor spre Ucraina, omul de rând nu cred că are puterea să îl dea pe Putin jos. Hai să -ți -ți...